Evenimentul Paște în Maramureș revine în calendarul principalelor manifestări culturale organizate de municipiul Sighetu Marmației. Marți, în a treia zi de Paști, sighetenii, maramureșenii, dar și turiștii aflați în zonă sunt invitați din nou la Muzeul Satului Maramureșan pentru a se bucura de cea mai mare sărbătoare a creștinilor. Paște în Maramureș, devenit deja o tradiție pentru Sighetu Marmației, își dorește și de data aceasta să promoveze satul tradițional maramureșan în zi de sărbătoare cu tot farmecul lui, muzică, port, meșteșuguri, bucate, într-o locație autentică, Muzeul Satului Maramureșan din Sighetu Marmației. Ne bucurăm că au venit vremuri mai bune, sperăm că acestea să continue, sperăm și vecinii noștri să poată beneficia cât de curând de o pace și totul să revină la normal, dar ținem seama de faptul că au fost ridicate restricțiile pe teritoriul țării noastre. Am considerat să reiterăm și să organizăm din nou acea sărbătoare care deja a devenit tradiție, Paște în Maramureș. Am pregătit surprize, începând cu oficierea de deschidere acestui eveniment, moment religios, după care satele maramureșene își prezintă tradiția. Avem invitați din satele, din comunele din pe Valea Izei, pe Valea Vișeului, Valea Marei, din zona ucrainienilor sau comunelor ucrainiene. După care, de la ora 16, vom avea un regal folcloric organizat de către Centrul Cultural Sighetu Marmației în parteneriat cu Muzeul Satului Maramureșan. Printre invitați, pe lângă artiștii locali, avem și invitați speciali. Vorbim de Lavinia Goste și Marius Zorilă, cu taraful binecunoscut. De asemenea, invitat special este și Cristian Pomohace. Sperăm să avem parte de o vreme frumoasă. La Muzeul Satului este deschis pentru toți sighetenii, pentru toți oaspeții care se află, așa cum am spus, în aceste în aceste zile de sărbătoare la noi în Maramureș. Pentru organizarea acestui eveniment, primăria va cheltui 100.000 de lei, bani proveniți din fondul de rezervă al Consiliului Județean Maramureș. Avem și sprijinul Consiliului Județean în organizarea acestui eveniment, prin care contribuie cu o sumă de bani și totul sperăm să fie beneficiul celor care vor participa. Câți bani ați alocat acestui eveniment? M-a alocat în jur de 100.000 de lei, jumătate fiind contribuția celor de la Consiliul Județean Maramureș. Veți asigura transport public gratuit pentru sighetenii? Da, vom și posta pe rețele de socializare și în media, vom asigura transportul din oră în oră prin mijloace de transport care le avem la mea dispoziție prin societatea Mara Transport, Mara Nord. De asemenea, am avizat în comisia de evenimente și un anumit, să zic, anumite modificări pe strada Dobăieș. În ziua respectivă, această stradă va avea un sens unic, cu intrare dinspre strada Bogdan Vodă și ieșire spre Teplița, pentru a nu crea ambuteaje, așa cum a fost în anii trecuți. Pe această cale vreau să urez tuturor cetățenilor municipiului Sighetu Marmației un Paște fericit, binecuvântat, cu bucate alese, cu bucurie, sănătate, alături de familie și de cei dragi, și să ne rugăm la Bunul Dumnezeu ca pacea să revină în vecinătatea noastră și să putem trăi în pace și armonie cu toții. Programul manifestărilor va debuta la ora 13 cu un moment religios, după care satele Maramureșului își vor prezenta tradițiile, obiceiurile și bucatele în gospodăriile din muzeu. Mai târziu, de la ora 16, Paște în Maramureș va continua cu un regal folcloric. Spectacolul va fi destul de amplu și mai ales că noi ne-am dorit să aducem și din diferite zone folclorice interpreți. Avem interpreți din Maramureș, dar avem și din alte zone folclorice. Așadar, din alte zone folclorice vor fi prezenți Lavinia Goste și Marius Zorilă, Laura Olteanu și Cristian Pomohaci, care va fi prezent la acest eveniment. Iar prezentarea și momentele vesele vor fi asigurate de actorul Ioan Seleși. Din Maramureșul nostru drag, îmi place mie să spun așa, vor fi prezenți soliști cum ar fi Măriuca Verdeș, Vasile Boiciuc Rogneanu, Ioan Sas, Angelina Timiș Lungu, Maria Mihali,
și Ileana Matus. Iar ca ansambluri vor fi prezente ansamblul folcloric Mara și ansamblul Mugurelu. Toți aceștia vor evolua pe o scenă, începând cu orele 16 la Muzeul Satului, în partea din spate a muzeului, la intrarea din spate, pentru că acolo va fi amplasată o scenă tocmai pentru acest spectacol.